Bun găsit, stimați concetățeni, de aici din sediul Mișcării Populare Antimafie. Astăzi este ultima emisiune în care vă dau întâlnire, este ultima emisiune din acest an și cu această ocazie vreau să vă zic că din cauza studiilor pe care le fac la master în România, sunt nevoită uneori, așa cum precum a fost data trecută, să nu vă dau întâlnire, la fel va fi și în luna ianuarie, în anul viitor, ne vom întâlni începând cu luna februarie din cauza examenilor și îmi cer scuze din aceste motive. Este ultima emisiune din acest an și este din preajma sărbătorilor frumoase de iarnă și mă gândeam în ce mod ar trebui să vă vorbesc și mi-am amintit de cartea lui Horia Cosmovici, Manualul omului politic creștin, în care este o idee pe care o spune că oamenii, dacă îngerii au spiritul liber, atunci oamenii au spiritul la fel liber, dar prins de materie și suntem nevoiți în viața pământească să trecem peste greutăți, peste provocări, pentru a reuși să facem lucrurile mai bune și de aceea, chiar dacă este în ajun de sărbătoare, am decis totuși de Sfântă Sărbătoare Crăciunul, am decis totuși să fac această emisiune și să vă vorbesc despre realitățile care sunt în Republica Moldova și care ne macină viața cetățenilor care au sperat la altceva în tot acest răstimp de 3 ani de guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană. Și când mă gândesc la acești 3 ani, sigur că este o perioadă îndelungată pentru o guvernare, dar nu poți să faci o deosebire dintre ani, pentru că atât de insipid și atât de fără de rezultate a fost actul politic și actul guvernării al Alianței pentru Integrare Europeană, încât nu poți să faci diferență dintre anul care a trecut și anii, cei 2 ani până la acesta. Dacă în primii 2 ani s-a pedalat pe același subiect, pe alegerea președintelui Republicii Moldova și toate problemele care existau în țara aceasta aveau o singură justificare, nealegerea președintelui, păi după alegerea acestuia s-a mers pe alt subiect și anume pe bucuria și elogizarea acestui important eveniment de alegere a președintelui, de parcă asta ar fi fost salvarea și cheia tuturor problemelor cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova zi de zi. Țin să vă amintesc cât de bucuroși și cât de multe laude aduc liderii Alianței pentru Integrare Europeană președintelui Timofte. Zicând că este un președinte bun. Da, este un președinte bun pentru ei, pentru că asta și-au dorit. Ei și-au dorit un președinte bun, care să nu le creeze probleme, un președinte care să nu aibă calități de lider, care să nu se impună, care să nu le încurce înțelegerilor lor și lucrurilor rele pe care le fac în întuneric, în afara spațiului public. Dacă
Dintre actorii, așa zisi, actori ai clasei politice din Republica Moldova, ca Ghimpu și Filat, este clar, pentru că dacă Ghimpu și Plahotniuc, îmi cer scuze, este clar, pentru că Plahotniuc este mafiotul proxenet, iar Ghimpul este clientul acestuia. Păi Filat este mafiotul încântat de bunătatea acestui președinte, care îi asigură liniștea interioară că acesta nu va face jocul cu Plahotniuc, pentru ca Filat să poată în continuare să fie liniștit în hoțiile pe care le face, în interesele lui meschine. Și această alegere a președintelui n-a fost nimic altceva decât întărirea acestui paravan în spatele căruia mafioții de la guvernare își realizează interesele meschine. Și da, sunt mafioți în cel mai direct sens al cuvântului, pentru că au îndeletniciri suspecte, pentru că au înțelegeri în umbră care nu au alt scop decât realizarea propriilor interese de grup, iar toate declarațiile publice, iar bucuria de alegere a președintelui este doar o perdea de fum pentru a aduce cetățenii în eroare. Pe lumea asta sunt așa animale care se numesc hiene. Ele locuiesc în Asia și în Africa. Aceste animale sunt niște animale oportuniste, care aleg calea cea mai sigură și cea mai ușoară, cea mai rapidă de atragere a pradei. Hiene sunt cei care fac parte din clasa politică actuală din Republica Moldova, pentru că scopul lor, prin tot ceea ce fac, este de a devora viața fiecărui cetățean simplu din această țară zi de zi. Scopul adevărat, iar cel pe care ei pretind că îl au în public, este unul cu totul și totul altul. Aceasta este caracteristica care este specifică acestor politicieni, și anume minciuna. Iar cel mai mare mincinos dintre toți este Filat, pentru că el este acel care timp de 3 ani de zile apare public la fiecare, aproape că în fiecare zi, cu promisiuni, cu lucruri pe care și le asumă cu multă responsabilitate, după care se spală pe mâini și de parcă nici nu a spus ce a promis. Vă aduc aminte despre atacurile Raider asupra băncilor și despre reacția prim-ministrului asupra acestui act. El a zis că acest atac este unul nu asupra unor bănci, ci asupra țării Republica Moldova. Că acest atac este un pericol pentru cetățenii Republicii Moldova și că în acest act sunt implicate instituții de stat și că știe cine sunt acești oameni, care sunt aceste instituții și că fiecare trebuie să răspundă pentru crima comisă. După care, în foarte scurt timp, în câteva luni, primii
ministru zice că a trecut de la lupta cu mafiotizarea țării, că a zis că demafiotizarea țării este mai importantă decât decomunizarea. A trecut la alt aspect, la cel de toleranță zero față de corupție. Iar despre cei care sunt criminalii în această acțiune, a zis că nu are nicio treabă, sunt instituții de stat, abilitate, așa cum zice el, care trebuie să-și facă datoria. Parlamentul, să facă comisii de audiere și așa mai departe. Deci, prin acești pași care urmărim, ajungem la concluzia că acțiunile lui sunt numai niște acțiuni de PR, o acțiune prin care îngrijește de apariția lui publică și în speranța că astfel va reuși, prin amenințările pe care le face pe alocuri, va reuși să nu să elimine partenerul său de alianță sau partenerii săi de alianță, ci să-l slăbească. Să-l slăbească pentru a putea să acapareze și el cât o mai mare bucată din turta din turta țării. Încă un aspect despre care am vrut să vă vorbesc este aspectul privind integrarea europeană, despre care prim-ministru Vlad Filat ne vorbește cu atâta laudă, demonstrându-ne că este un succes enorm al Republicii Moldova pe calea integrării europene, că toți din afara țării apreciază acest efort foarte asumat al Republicii Moldova de integrare europeană, de alegerea președintelui și că îi pare că mai bine se vede din afară decât cei din țară ce succese mari are guvernarea actuală. Și vreau să vă spun că integrarea europeană este o politică internă, nu ține de politică externă, că oficialii europeni nu au altceva să spună decât să susțină Republica Moldova pe calea integrării ei europene. Însă, ceea ce fac în realitate politicienii din Republica Moldova sau guvernarea din Republica Moldova ține de responsabilitatea lor personală și rezultatele până la urmă sunt cele care sunt evidente. Iar dacă integrarea europeană este o politică internă, atunci care sunt aceste succese ale Ministerului de Externe, decât unul simplu și foarte concret. Ministerul de Externe este un bun poștaș care a transmis toate reformele legislative sau reforme ce țin de hotărâri de parlament sau regulamente și așa mai departe, informând structurile europene despre reformele legislative. Iar problema implementării acestora este problema gravă a Republicii Moldova, pentru că guvernul este acea instituție de stat care ar trebui să fie ca o inimă care să pulseze reformele în realitate și nu să trâmbițeze niște succese inexistente sau de suprafață, iar în fond lucrurile merg din rău spre mai rău. Se spune că elevul se bucură atunci când este salvat de clopoțel. Acum trec la alt subiect spunând că Vlad Filat, după
toate acțiunile de PR care le-a făcut cu alegerea președintelui, un succes enorm pentru Republica Moldova, trecerea la faza 2 de implementare pentru semnarea regimului de liberalizat de vize și așa mai departe, în vară a fost salvat de secetă. Seceta i-a adus posibilitatea să găsească încă o pricină din motivul căreia lucrurile merg prost în țară. Chiar a zis că ei nu sunt responsabili de ploaie. Și într-un final, tot ce se spune sunt minciuni. Dacă în Republica Moldova s-ar organiza un top al mincinoșilor, fără ajutorul lui Anatol Țăranu, Filat ar fi în topul, pe primul loc în acest top. Ar fi cel mai performant producător de macaroane din Republica Moldova. S-au săturat oamenii. S-au săturat să-i hrăniți cu promisiuni goale. S-au săturat să vă vadă înnăcriți, plângăcioși, mofturoși, nemulțumiți și de ninsoare, și de ploaie, și de toate problemele inventate pe care le aduceți în public pentru a vă spăla de acele responsabilități care revin conform funcțiilor pe care le aveți și conform promisiunilor și pe care vi le-ați asumat în fața cetățenilor. Tot referitor la, apropo, despre Anatol Țăranu, în acest top al celor, fiți atenți, al celor mai influenți politicieni din Republica Moldova, sunt introduse două persoane, Ștanski și Șefciuc. Acesta este, cred că este un element de rușine și un element de mare obrăznicie și foarte umil pentru cetățenii Republicii Moldova. Chiar dureros când din niște oameni separatiști de pe un teritoriu care nu este recunoscut, tu îi numești politicieni influenți în Republica Moldova. Pentru care merite și care este logica acestei alegeri, acestei decizii? Dar având în vedere calitatea acestui sondaj și caracteristica sau nimicnicia umană a celor care deservesc partide politice, cred că lucrurile sunt spuse și clare de la sine. Stimați concetățeni, hiene, mă refer la animale acum, existau și în Europa acum 10.000 de ani. Însă ele au dispărut din cauza calamității, din cauza schimbărilor climaterice și a expansiunii Homo sapiens. Hienele vor dispărea și din Republica Moldova. Hienele politice. Această clasă politică nu are viitor. Pentru că este mișcarea populară antimafie. Pentru că mișcarea populară antimafie a apărut nu din cauza că s-a adunat o gașcă și a decis să facă un partid politic.
ci pentru că mișcarea antimafie este un fenomen. Un fenomen care a apărut în niște circumstanțe reale, drept reacție a unor evenimente primejdioase și periculoase pentru societatea din Republica Moldova, și anume venirea elementelor mafiote în structurile de stat. Mișcarea antimafie este o formațiune în devenire. Este o formațiune care, dacă până acum a fost la etapa de poziționare pe eșchierul politic, de acum încolo este o formațiune care adună oamenii cu aceeași simțire și cu aceeași dorință de a schimba lucrurile din țara asta în realitate și cu toată puterea și dăruirea. Vreau să vă spun despre un eveniment important despre care am vorbit în emisiunea trecută cu colegii noștri care se află peste hotare. Conferința Republicană a Mișcării Antimafie, care a fost un eveniment de o încărcătură emotivă și de impact asupra celora care aderă la mișcarea antimafie foarte mare. Noi intenționat nu am invitat presa la acea conferință pentru ca oamenii să se simtă liberi în afara obiectivelor, să spună despre ideile lor, părerile lor, să avem o discuție sinceră despre ceea ce urmează să facem. Și această flacără care s-a aprins în cadrul acestei conferințe adună tot mai mulți oameni, pentru că ei au plecat de la acea conferință cu sufletul împăcat că este încă un început și au transmis acest spirit și această atmosferă din cadrul acelei adunări rudelor, prietenilor, cunoștințelor. Și acest cuvânt al mișcării antimafie, care se transmite de la om la om, este cea mai mare putere a noastră. Această dorință de a face bine, pentru că ce înseamnă a merita? A merita să te ocupi de ceea ce îți propui să faci și să poți să reușești, înseamnă să alegi să faci binele atunci când poți să faci rău. Iar a demerita, să alegi să faci răul atunci când poți să faci binele. Și este greșit să alegem dintre două rele răul mai mic. Este corect și este bine să alegem binele. După ce am scăpat de holera comunistă, peste noi a dat ciuma mafiotă. Și numai prin alegerea binelui și prin eforturi comune a oamenilor care sunt aici, în țară, precum și cei plecați peste hotare, noi vom reuși să aducem Republica Moldova în lumea civilizată. Apropo, vreau să vă zic că în luna aceasta, în decembrie, când au avut loc alegerile parlamentare în România, s-a observat un fenomen foarte interesant în Republica Moldova, când cetățenii Republicii Moldova, care dețin și cetățenie românească, au participat masiv la alegerile parlamentare din România. Bine, organizarea mai puțin bună este o altă problemă, dar totuși au fost oameni foarte mulți, cozi enorme, enorme. Și acest lucru denotă tendința
oamenilor activi din această țară tendința spre, nu, spre România, spre tot ce este valoare europeană. Și nu este adevărat că soarta unei țări o decide majoritatea. Majoritatea este rezultatul alegerilor, iar soarta țării o decid oamenii activi, oamenii care pot influența majoritatea. Noi pretindem că suntem acel grup de oameni, acea formațiune politică care poate, prin nucleul pe care l-a format, să adune în jurul ei oameni de bună credință, oameni care știu ce vreau, care își doresc o viață civilizată, pentru că, aparte de lucrurile rele despre care v-am spus astăzi, noi nu o facem cu răutate, ci o facem din dragoste, pentru că iubim ocupația noastră, pentru că acesta este scopul nostru politic de a reuși, de a reuși o viață mai bună pentru concetățenii noștri. Dacă am fi făcut-o și le-am fi spus lucrurile rele din ură, nu ne-am fi deosebit prin nimic din ei. Dragostea în față de tot ce facem este lucrul principal, este lucrul esențial în orice activitate. Vă doresc Crăciun fericit, clipe frumoase alături de cei dragi. La mulți ani și până la următoarele întâlniri!